sunt fete care nu au crezut că au altă șansă. Au crezut că singura lor șansă de a scăpa din ghetto, de a scăpa din condițiile foarte nenorocite în care trăiau, sunt să se vândă pe lens. Care cred că nu se merită să te duci să muncești pe 10 milioane la Carrefour când tu poți să faci 10 milioane pe seară. Fete care nu văd, care au nevoie de lucruri imediat, care nu știu să gândească pe termen mediu, care nu au deloc cultura de a economisi, de a investi în tine, de a avea răbdare, care nu știu valoarea banului, care nu sunt educate în general și care nu au deloc modele. Sau modelele din jurul lor sunt foarte, foarte, foarte păcătoase. Iar peștele un puști, în general sunt puști care, noi avem mai mult tipul ăsta de lover boy. Deci băiat care vrăjește o fată, zice, hai fată cu mine în Anglia și uite scăpăm de ghetou. Și în Anglia îi spune, bă, da, uite, n-avem bani, hai, fă-și tu sex cu ăla și cu ăla, că așa știi că doar eu te iubesc și nu știu ce. Tipul ăsta de pești, peștii ăia traficanți, ăia speculoși. Aia. Și în general sunt cei legați de clanurile interlope. Și ai, marea lor majoritate sunt psihopați. Oameni care nu simt niciun fel de... pentru care empatia nu există. Și nu au nicio reacție la niciun fel de emoții ale altora.